Prieteni, eu vă salut! Am venit 7 zile la mare și am să mă stărui în fiecare zi să postez câte un video pe canalul meu de YouTube în care să vă arăt, să vă prezint hotelul, bucătăria și tot ce este în prejurul hotelului. Astăzi voi începe cu una din bucătării, acest hotel la care eu mă aflu. Sunt 3 bucătării. Am să încep să vă prezint una din bucătării. Scriți în comentarii ce anume doriți să vă prezint următorul video. Eu vă doresc vizionare plăcută, nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube dacă încă nu ați făcut-o. Spuneți un like la acest video pentru că urmează cel puțin 7 videouri în 7 zile în care eu am să mă aflu aici în Turcia. Voi începe de aici, nu am să dau nume, denumire la mâncare pentru că fiecare mâncare, fiecare de voi o numiți în felul. Așa că eu doar am să merg, voi vedeți ce este aici și totodată puteți scrieți în comentarii care este mâncarea voastră preferată. Ceea ce îmi place din Star este că este foarte, foarte curat, este foarte grijit. Am să vă dau la sfârșit și detalii despre hotel, prețul și tot așa. Vom merge încetor, încetor, o să ne ducem în întreaga bucătărie. Vă spun din Star. Aveți foarte, foarte multe opțiuni pentru a mânca. Sunt produse și mai naturale și mai recomandate pentru mâncare, la fel cum sunt și produse care nu sunt recomandate. Hai! Vreau să cerc să-i încojor pe cei care sunt aici, acolo avem pepene verde, înghețată și tot așa. Vom merge. Voi, între timp ce priviți acest video, nu uitați să scrieți în comentarii ce doriți să vedeți următorul video și totodată ce anume doriți, care anume este mâncarea voastră preferată. Vă spun, este o bucătărie foarte, foarte, foarte mare. Am să vă arăt și tot am să vă arăt diferite produse. Ok, am să mă mut pe partea aceasta. O să ne ducem la salapte. Cum am spus, sunt multe acolo, sper să nu mă încurc, să merg de două ori sau niciodată. Dați-vă o fetiță micuță. Hello, how are you? Puteți vedea aici ceva legume. Eu, dacă sincer, sunt puțin flământ. După ce fac acest video, cât se va încărca, voi mânca. Încă nu am decis ce să mănânc, dar cred că voi mânca pește pentru că am văzut ceva la capitolul pește, am văzut cum se prepară și mi-a plăcut foarte, foarte, foarte tare. It's ok, brother. Thank you. Turcii sunt foarte, foarte amabili, asta este un semn foarte bun. Am să mă mut aici produse din pește, suși și tot așa. Sper că se aude bine, aici este puțină gălăgie, dar sper că se aude bine. Vreau să vă spun că este una din cele 3 bucătării. Una din bucătării lucrează 24 din 24. Stați puțin, am pierdut secția de pește, acum o să vă duc la carne. Să vă arăt sala, am să vă duc la carne, uitați-vă ce carne avem aici, cred, mâncare, orez, multă lume, într-adevăr este foarte, foarte multă lume. Nici nu când este secția de pește, doar acolo o găsim. Aha, acolo este secția de pește, acolo încă nu am ajuns. Hai să vedem ce avem aici, aici se gătește ceva foarte, foarte gustos. Aici, dacă ați ajuns la, în acest video, la această secvență, nu suntem la magazinul de pește de pe strada Academiei 7, dar suntem tot aici, în restaurant. Aici se gătesc peștele, direct în fața voastră. Avem pește gătit. Hai, how are you? Hai, pește roșu, i-am să mănânc pește roșu și mai ales ceva din pește. Ok, eu în continuare am să vă prezint, aici avem ceva din supe, am să vă prezint toate cele 3 bucătării.
un asortiment foarte, foarte mare, foarte bogat, tot el este foarte, foarte curat, ceea ce este foarte bine. Și sunt sigur că câteva secții le-am pierdut. Eu mă duc să mănânc, voi dacă nu ați mâncat, duceți-vă și voi să mâncați și vă spun poftă bună. Și mă stăr, îți fac zilnic câte un video pentru voi.